Săptămâna trecută, cu ocazia Zilei Eroilor, în municipiul Călăraș a avut loc inaugurarea sediului Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, filiala Călăraș. Cu acest prilej, primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, i-a înmânat o plachetă omagială președintelui Asociației, Marius Apostol, mulțumindu-i pentru implicarea în promovarea spiritului de solidaritate și întrajutorare umană. Rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea. Monachii verințirea robilor lui Dumnezeu, care sunt de față și pentru cei ce s-au ostenit, pentru ridicarea acestei asociații, încă ne rugăm, Doamne, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Înțelepciune, binecuvântează. Mântuirea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Bunul Dumnezeu să ne dorească multă sănătate, mult spor în toată faptă cea bună, și fie că această asociație să ne fie nouă comunității din municipiul Călăraș, dar și din județul Călăraș de Polos, și să o, mai mult să o deschidem decât să o închidem. Doamne ajută să trăiți la mulți ani! Domnule președinte al Asociației Militarilor Veterani și Veterani cu Dizabilități, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorător de mir, domnule primar, domnule deputat, dragi veterani, onorată și distinsă asistență. O mare bucurie să fiu azi în mijlocul dumneavoastră și în aceeași măsură o mare onoare. Inaugurarea acestui sediu este un pas important pentru recuperarea memoriei înaintașilor noștri, care și-au dat viața pentru unitatea, binele și prosperitatea acestei nații. Istoria se scrie în fiecare zi, uneori cu pași mici, alteori cu pași mai mari. Evenimentul de astăzi se înscrie într-un asemenea demers ca un fapt care mâine va fi parte a istoriei noastre și trebuie să fim mândri că noi am fost martori. Ați lucrat mult, ați lucrat bine, ați lucrat intens pentru obținerea recunoștinței sociale, promovarea faptelor de glorie și sacrificiu ale militarilor noștri și evidențierea prestigiului de care se bucură Armata României în rândul țărilor membre NATO. Ne bucurăm că sunteți permanent alături de veteranii noștri și eroii noștri și manifestați neprețuit interes pentru sacrificiu și problemele lor. Instituția militară a cunoscut nenumărate schimbări și transformări, însă datoria față de neam și țară rămâne perenă. Inaugurarea unui nou sediu aici la Călăraș reprezintă, dincolo de încununarea tuturor eforturilor depuse în acest sens, un simbol al celor mai bune lucruri pe care oamenii le pot înfăptui împreună. O manifestare a datoriei față de cei care s-au jertfit pentru existența acestei nații. Consider că momentul ales pentru această inaugurare nu este întâmplător. De ziua eroilor, românii comemorează pe cei căzuți de-a lungul veacurilor, pe toate câmpurile de luptă, pentru apărarea țării, întregirea neamului, pentru credință, pentru libertate. Cu acest prilej, Ministerul Apărării Naționale aduce un pios omagiu eroilor patriei care au pus mai presus de toate interesele neamului românesc. Sacrificiul lor nu este și nu va fi niciodată uitat. Felicit din toată inima Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități pentru sprijinul pe care îl acordă camarazilor noștri cu probleme medicale și sociale deosebite. Ei sunt veterani, dar în aceeași măsură militari activi, militari în rezervă și retragere, precum și membrii și familiile, membrii ai familiilor acestor. Avem o datorie față de aceștia, iar un astfel de cadru creat ne oferă oportunitatea de a coopera, de a găsi soluții comune și de a ne sprijini reciproc. Vreau să vă felicit pentru preocuparea pe care o aveți față de în această direcție, pentru implicarea, dăruirea și devotamentul dumneavoastră al tuturor. Mizăm pe inițiativa, pe creativitatea și pe eforturile pe care le faceți în direcția promovării
valorilor care stau la baza instituției militare. Onoare, respect, încredere, camaraderie. Doresc să vă asigur de respectul și recunoștința mea, atât pentru devotamentul și profesionalismul dumneavoastră, cât și pentru forța exemplului personal, moral, etic și civic pe care îl oferiți în fiecare zi. În încheiere, vă doresc să aveți în continuare un parcurs cu multe realizări, sănătate, fericire, bucurii alături de cei dragi, fie că ei sunt din familie, colegi, prieteni, camarazi. Dumnezeu să-i ocrotească pe toți militarii români și să-i odihnească pe cei căzuți la datorie. Hristos a înălțat! Adevărat s-a înălțat! Mulțumesc! Hristos s-a înălțat! Adevărat s-a înălțat! Această poveste frumoasă s-a născut într-o zi între, spunem noi, între prieteni. Eram la o discuție și domnul președinte spune: avem și noi asociația, ce putem să facem, unde să ne întâlnim. Și atunci nu putea să nu intre în discuție domnul viceprimar, fost primar Nicolae Dragu, și am creat această legătură în care astăzi concretizăm prin era panglicii la acest sediu, pentru că am considerat că meritați pentru că voi militarii totdeauna ați avut și aveți patria în suflet, onoarea, încrederea, camaraderia, și atunci am considerat că trebuie să vă dăm respectul cuvenit și astăzi s-a împlinit ceea ce ne-am dorit. Vă felicit pentru ceea ce ați făcut, ce veți face și vom fi alături de dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Hristos a înălțat! Domnule secretar de stat, domnule primar, domnule viceprimar, dragi camarați, domnule președinte Ion Oprișan, domnule deputat Coarnă, stimați colegi, domnule general Sava, este o onoare pentru noi și vă mulțumim în primul rând că participați astăzi, iată, la nu întâmplător, bineînțeles, această zi istorică, această zi extraordinară, această zi importantă a României, a armatei române, nu a fost aleasă întâmplător pe a deschide și a tăia panglica sediului asociației sucursalei Călăraș. Iată că ne aflăm la 28-a deschidere de-a lungul timpului, o asociație venită în anul și înființată în anul 2013, o asociație în care a luptat, în primul rând, pentru drepturile, pentru recunoașterea veteranilor din toate de operații, o asociație care are la ora actuală 47 de sucursale la nivel național, dar și 3 în diaspora. Suntem peste 36.000 la ora actuală de membri ai asociației și aș vrea să vă spun că sunt mândru că am reușit împreună cu colegii să stăm la aceeași masă, veterani militari din Ministerul Apărării, veterani din Ministerul Afacerilor Interne și din alte structuri de ordine publică și siguranță națională. Vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului Ion Oprișan, un veteran de operații. Recunosc că am fost cu dumneavoastră. Eram tine copii după acordul la Dayton, primul batalion românesc trimis de Armata Română în teatru de operații din Bosnia-Herzegovina, în enclava musulmană de la Zenica. Eram niște copii, cum zic ce noi, cu încălțați cu ciorap de lână de la bunica, dar noi ne-am făcut datoria față de Armata Română și de România și, din păcate, aș vrea să ținem și un de recunoaștere în memoria camaradului nostru, Remus Brânzan, care, din păcate, a căzut la datorie în culoarul Gorajului. Vă mulțumesc! Casa noastră, cum o numim asociația, să ne bucurăm de... Așa? Mă scuzați că sunt foarte emoționat.
ce să vă zic, vreau să vă mulțumesc, să vă invit înăuntru, să vizităm sediu, să... Bun, vă mulțumim! Aici sunt toți veteranii noștri care sunt în teatrele de operații. Remus Muzan a fost camaradul nostru aici, care a fost în teatru de Goraș, a murit la de mine la 2 metri. A fost împreună și facem o mică... Vedeam și eu la mine în departament. Aici, aici avem secretariatul asociației. Aici sunt cei veteranii bătrâni. Și aici avem sala de ședințe și de asociație. Avem o pachetă. Mare drag. Avem o plachetă pentru domnul Stelian Dinu. Unde este domnul Stelian Dinu? Domnul general, este secretar. Domnul general. Aveți o plachetă comemorativă de la noi. Sunt singurul veteran de război care mai stau în picioare. Și mai avem o plachetă pentru domnul Marius Apostol, președintele Asociației Militarilor Veterani. Mulțumim frumos și eu am să-i ofer la rândul meu domnului Iulo Bășeanu. Mulțumesc, domnule primar! La fel, eu doresc pe nouă stenea la domnul președinte Opașan Ion, în partea domnului general președinte Asociației Culturilor Andy, scoateți plachetele noastre! De membru de onoare al Asociației Culturilor Veterani. Bravo, Ion! Felicitări! Din partea asociației noastre, Mulțumesc frumos! Domnul președinte Vasile Iliuță, o să vă dau doar să gândesc eu, n-a putut ajunge. Mulțumesc în numele domnului președinte Vasile Iliuță și vă asigur de tot sprijinul dumneavoastră. Domnul viceprimar Dragu. Haideți, domnul Dragu! Vă mulțumesc pentru sprijinul care le-ați dat și eu. Ține alături să ne plini sarcile domnului ministru și Ciucă și a domnului ministru secretar. Domnul vicepreședinte Samuilă, tot dumneavoastră eu să vi le dau domnul. Domnul, tot mie. Tot dumneavoastră să vă dau sarcile. Și pentru dumneavoastră, vă asigur, eu sunt garantul că va ajuta asociația și vă țin la foarte. Domnului locotenent din Ciuc. Veteranul nostru. Veteranul nostru. Vă mulțumim. Domnul viceprimar, mai avem și pentru domnul sublocotenent Costache, care vă dăm dumneavoastră cu asigur ajutor.